O petrecere de botez s-a finalizat cum nu se aștepta niciun petrecăreț la finele săptămânii trecute în Neamț. La miezul nopții de sâmbătă spre duminică, taman când petrecerea era întoi, un echipaj de polițiști împreună cu luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț și jandarmii s-au deplasat la restaurantul din Piatra Neamț, unde au oprit evenimentul. 150 de persoane erau prezente, iar atât organizatorul evenimentului cât și administratorul au fost amendați conform legii. La data de 16 ianuarie, în jurul orei 23:45, polițiștii biroului de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au sesizat din oficiu cu privire la organizarea unui eveniment privat în incinta unui local public din municipiul Piatra Neamț, la care participau aproximativ 150 de persoane. La fața locului s-au deplasat polițiști împreună cu luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, precum și jandarmii, evenimentul fiind întrerupt de forțele de ordine. Pentru încălcarea prevederilor legii numărul 55, atât organizatorul evenimentului cât și administratorul localului public au fost sancționați contravențional de polițiști cu amenzi în cuantum total de 10.000 de lei. Aducem în atenția cetățenilor faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și sau deschise, publice și sau private.